Salut, sunt Dan și casa mea arde. Naiba, m-a pus să-mi iau șemineu. Oh, și iată că a venit și Amorel. Și iată că a venit și Chanela să vadă că mi-a luat foc casa. Vă uitați ca proștii. Plecați de aici. Hai, nene, că mi-a foc casa mai mult. Oh, pompierașul care vine cu umbreluța și după aia intră el în foc. Tipul ăsta a luat foc. Gata. Wow, câte opțiuni! Fraier. Vorbeam data trecută că m-am făcut vânător de fantome și habar n-am ce înseamnă asta. Ok, jobul meu începe în 4 ore. Habar n-am ce trebuie să fac. Experiență 0. Am nevoie de logică, ceea ce nu am. Nu, asta este o responsabilitate. Trebuie să colectez spirite și să investighez. Dar nu știu să fac așa ceva. Deci, super marfă jobul. Da, și aici vedeți cum iau eu micul dejun la ora 3 după amiaza pe WC-ul. Nu trebuie să vii să îți speli farfuria la chiuveta din bucătărie pentru că ai o chiuvetă în baie. Este perfect, este la fel de leneș ca mine. Numai că eu nici nu mi-aș fi spălat farfuria. Oh, Chanela! Bună, Chanela. De ce stai cu mâna așa ca o cerșetoare? Unde te-ai dus? Nu, nu, nu! Asta este Chanela în mașina asta. Da. Și acum facem pe urmăritorul să vedem unde se duce Chanela cu mașina ei. Ca o cerșetoare. Ei. Între timp eu nu știu ce înghețată să-mi aleg. O să iau pe cea mai ieftină, evident că sunt sărac. Și inteligența mea supremă. Mai sunt 6 zile până la iarnă. Sunt 12 grade Celsius afară. Eu mănânc înghețată. Și cred că simți se pot îmbolnăvi. Da, acum mă duc să omor spiritele din casa cuiva. Pentru că sunt mișto. Și am ajuns. Ok, unde am ajuns? Oh, dita mai casa. Ok, unul va pieri mai repede. Hai! Aoleu, sunt varze la asta. Haide, gata, l-am prins. Uite-l. Da, și se pare că m-am plictisit și vreau să mă duc la toaletă. Prinde-l. Ok, și încă unul. Hey spirit, vino să te prind cu penisul meu de lumină. Hai mai repede. Gata. My job here is done. Și acum o să fac pe mine. Du-te acasă mai repede. Am sunat telefonul. Răspunde la telefon mai repede. Să accept, să nu accept această ofertă? Nu. În 4 minute o să fac pișul pe mine, dacă nu-l trimit la toaletă, pentru că se pare că singur nu știe să se ducă. Oh, asta e casa tequila, nu e casa mea. Aoleu! Da. Prea târziu. Și acum vreau să mă duc acasă la Irezistibil. Și în sfârșit pot să-i vizitez. Și da. Wow. Mă întreb ce înseamnă inimioarele alea. Păi, să aflăm. Nu prea au chestii în casă. Asta ar fi singura problemă. De ce nu aveți nimic în casă? De ce? Și apoi voi dansați în timp ce eu încerc să-mi dau seama ce pot să fur din această... A, da, stai că nu puteam să fur. Gata, m-am plictisit să dansați. Plus că sunt în cel mai frumos costum posibil. Nu, întreabă dacă este single. Partener descoperit, Tudy. Yay! Dar nu mă interesează că-ți fac asta, Tudy.
Te urăsc, nu știu ce. Cum ai putut să-mi faci asta? Este revoltător. Am încercat și eu. Acum o să-ți suflu un sărut. Iar o să fie scârbită. Ca toată lumea. Sau nu? Ok. Flirt. Apoi flirt. Apoi flirt. Nu, apoi... îi dai flori. Da, crede că sunt extrem de irezistibil în acest costumaș, ca o pijama de prinț fantome. Acum îmi spune să plec acasă. Nu vreau să plec! Nu! Trist. Aici se termină Sims-ul de azi, cu o gaură în casa Taniei, probabil noul meu love interest. Ne vedem curând, probabil cu un alt gameplay. Și până atunci, la revedere!